Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile orei 12. Iată principalele titluri ale ediției. Doi copii au fost electrocutați în seara zilei de joi în sectorul botanic al capitalei, anunță poliția. O fetiță de 11 ani și-a pierdut viața. Escrocheria cu ruda implicată în accident a făcut o nouă victimă în sectorul botanic al capitalei. Este vorba de o femeie care a fost păcălită de 15.000 de euro. Activitatea psihologilor din Republica Moldova va fi mai bine reglementată. Ei nu vor putea profesa dacă nu primesc un atestat de liberă practică de la Colegiul Național al Psihologilor. Comisia Europeană a aprobat transferul unei tranșe în valoare de 4,2 miliarde de euro pentru Ucraina. Zelenski a mulțumit UE pentru ajutorul oferit. Doi copii au fost electrocutați în seara zilei de joi în sectorul botanic al capitalei, a anunțat poliția. O fetiță de 11 ani și-a pierdut viața, iar un băiețel de 6 ani se află la spital după ce au atins un fir electric în parcul de la intersecția străzii Sarmisegetuza cu bulevardul Cuza-Vodă. Maxim Cazacu, purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, a declarat pentru Vocea Basarabiei că băiatul se află în stare gravă, dar stabilă. Ieri la Institutul Mamei și Copilului au parvenit doi copii în vârstă de 6 și 11 ani după ce au suferit electrocutări. Pacientul de 11 ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare și în pofida eforturilor echipei medicale, din păcate, nu a putut fi salvat. Pacientul de 6 ani a fost transferat în stare gravă în secția de reanimare, unde se află și până în prezent sub supraveghere medicală. Starea acestui este gravă, dar stabilă la moment. Pacientul de 6 ani urmează să fie sub supraveghere medicală și în următoarele zile, urmează să fie supus unor investigații și, în dependență de evoluția stării de sănătate, din secția de reanimare urmează să fie transferat într-o secție clinică obișnuită. Potrivit oamenilor legii, băiețelul de 6 ani și fetița de 11 ani se jucau în parc. Aceștia ar fi atins niște fire care au produs un scurt circuit. Copiii au fost imediat preluați de ambulanță și transportați la spital. Pe caz a fost inițiat un proces penal în cadrul căruia urmează a fi stabilite toate circumstanțele. Doi suspecți au fost reținuți după ce o femeie din sectorul botanic al capitalei a fost prejudiciată cu 15.000 de euro. Cei doi bănuiți au fost descoperiți în timpul transmiterei unei noi tranșe de 5.000 de euro. Atenție! Puteți deveni victima escrocelor! Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Victima ar fi fost telefonată de o persoană necunoscută care i-ar fi comunicat că o rudă a fost implicată în accident rutier. Pentru a o scăpa de răspundere penală, escrocul i-a solicitat femeii 15.000 de euro. După transmiterea sumei de bani, victimei i s-au cerut 5.000 de euro. Femeia s-a adresat la o prietenă pentru a împrumuta bani, însă aceasta și-a dat seama că este vorba despre o escrocherie și a apelat poliția. În timpul transmiterii celei de-a doua tranșe, polițiștii au reținut doi suspecți. Oamenii legii investighează cazul pentru a stabili toate circumstanțele. După ce mai multe persoane au căzut în capcana schemei de escrocherie, ruda implicată în accident rutier, mai multe mesaje cu caracter informativ vor fi difuzate în centrele comerciale, transportul public, piețele și gările auto. Locuitorii țării vor primi mesaje text de la oamenii legii referitoare la schema de escrocherie. Președinta Maia Sandu a participat la summitul Comunității Politice Europene care s-a desfășurat în Marea Britanie, la care s-au discutat subiecte precum războiul Rusiei împotriva Ucrainei, securitatea energetică, migrația și apărarea democrației. De asemenea, ea a participat la lucrările grupului de lucru privind reziliența Republicii Moldova, alături de cei mai importanți lideri europeni.
Ne-am angajat să continuăm să muncim împreună pentru a face Moldova tot mai puternică, pentru a menține pacea și în acest climat de siguranță să dezvoltăm economia și să îmbunătățim condițiile de viață ale cetățenilor noștri, a scris Maia Sandu pe Facebook. În cadrul summitului, Maia Sandu a stat la discuții în grupul de lucru privind reziliența Republicii Moldova, alături de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz, președintele României Klaus Iohannis, premierul polonez Donald Tusk, premierul britanic și președintele Consiliului European Charles Michel. De asemenea, președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu șeful diplomației europene Josep Borrell. Oficialul european a felicitat-o pe Maia Sandu pentru reformele ambițioase care au condus la deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Borrell a scris pe platforma X că prin Parteneriatul pentru Securitate și Apărare, Uniunea Europeană va continua să sprijine reziliența Republicii Moldova în fața impactului războiului Rusiei și a acțiunilor sale hibride din ce în ce mai intense. Problemele cauzate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei au fost printre subiectele abordate de liderii europeni în cadrul summitului, la care a fost prezent și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. După reuniunea din Marea Britanie, președinta Maia Sandu se va deplasa la Dublin, Irlanda, unde se va întâlni cu președintele și premierul acestei țări, dar și cu reprezentanții diasporei. Noțiunea de femicid, care reprezintă cea mai gravă formă de violență împotriva femeilor, se introduce în legislația Republicii Moldova. Acest lucru este prevăzut în proiectul de modificare a legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, care a fost votat de Parlament în prima lectură. Inițiativa legislativă aparține vicepreședintei Parlamentului Doina German și este elaborată în colaborare cu Centrul de Drept al Femeilor. Acest proiect de lege a prins contur în cadrul audierilor publice care au avut loc în Parlamentul Republicii Moldova în urma cazului tragic, soldat cu omorul unei femei victime, o femeie însărcinată în luna a șasea, a fost răpită, a fost bătută, torturată, violată, omorâtă și apoi aruncată într-o pădure. Asta s-a întâmplat la doar 30 de kilometri de Chișinău. Asta continuă să se întâmple în anul 2024 în Republica Moldova. Femeile suferă în violență, de aceea noi, ca legiuitori, trebuie să facem tot posibilul ca să prevenim și să combatem acest fenomen care a devenit o tragedie națională pentru noi. În anii 2016-2023, în Republica Moldova au fost ucise 110 femei din cauza violenței în familie, a anunțat parlamentara Larisa Novac. Analiza separată a cazurilor de femicid este determinată de faptul că femicidul diferă de alte crime pornind de la câteva criterii. În majoritatea cazurilor, actele de femicid sunt comise de actuali sau foști parteneri de viață. Actele de femicid sunt precedate de violența continuă în familie, amenințări, intimidare, violență sexuală. Actele de femicid sunt caracterizate prin raportul inegal de forță și resurse al victimei și partenerilor lor. Tocmai de aceea este nevoie să introducem noțiunea de femicid în legislația națională ca fiind cea mai gravă formă de violență împotriva femeilor. Totodată au fost modificate și noțiunile de violență psihologică, victimă copil și victimă adult. În lege sunt introduse și trei principii de bază: principiul respectării demnității umane, principiul respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și principiul celerității. Conform datelor statistice, în 2022 în întreaga lume peste 89.000 de femei au fost omorâte din motive de gen, iar 48.800 dintre ele au fost victime ale soților sau partenerilor. Activitatea psihologilor din Republica Moldova va fi mai bine reglementată. Ei nu vor putea profesa dacă nu primesc un atestat de liberă practică de la Centrul Colegiul Național al Psihologilor. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament. Motivul invocat de autorii proiectului este faptul că în ultimii ani în Republica Moldova au apărut psihologi care nu dețin studii de specialitate. Oamenii întâlniți pe străzile capitalei spun că este un proiect binevenit, deoarece sunt mulți așa ziși psihologi care fac mai mult rău decât bine oamenilor care într-adevăr au nevoie de ajutorul specialiștilor. Da, desigur, pentru că toți încearcă să facă bani spunând două cuvinte citite din cărți. Asta nu e corect, după părerea mea. Cred că e o idee binevenită. De ce? Păi fiindcă dacă
Oricare poate să declare psiholog, dar dacă nu are studiile cuvenite, să nu fie un fel de escroci. Și că oamenii scad în capcană, spunem așa, așa că ideea e bună. Eu cred că este binevenit pentru că au apărut psihologi cu 2 săptămâni de perfecționare și o joacă psihologi și am auzit chiar și multe cazuri care nu au dus la sfârșit, la un final, da. Și sunt de acord că ar trebui să fie un concurs cu diplome, cu studii în spate, cu universități, ca să fie specialiști de calitate. Alții chiar au avut de suferit din cauza celor care pretindeau a fi psihologi. Numai decât trebuie să treacă o comisie. Da. Nu, eu am avut un caz foarte special, că, iată, de exemplu, fata mea când s-a dus în prima, la școală, în clasa 1, deci profesorul adânsa a fost un fost psiholog. Păi, acest psiholog a făcut așa că toți copiii s-au făcut nervoși, s-au făcut, ea striga la dânsă, adică eu am fost nevoită în vacanța de iarnă să transfer pe fata mea în altă clasă, fiindcă psiholog nu făcea parte, adică nu făcea față copiilor. Da, da, e așa de atât, eu cred că numai decât trebuie să treacă. Specialiștii în domeniu susțin inițiativa legislativă și spun că profesia de psiholog trebuie de tratat corect, pentru că ea poate salva vieți, dar deopotrivă le poate ruina dacă cei care prestează servicii psihologice nu au studii aprofundate. Psihologul Natalia Sârb-Rotaru a subliniat că mai întâi de toate viitorii psihologi trebuie să aibă studii superioare plus masteratul, apoi să urmeze cursurile de perfecționare. Foarte părinții muncă trebuie să aibă lucruri, deoarece sunt foarte mulți psihologi care practică, dar nu sunt psihologi. Au făcut careva cursuri și cu asta s-a terminat. Trebuie să aibă studii de psihologie, pentru că cursurile de perfecționare care sunt, ele nu sunt să învețe bazele formării psihicului și așa mai departe. Trebuie să aibă licență și masterat în psihologie, după care să poată să înțeleagă accentul schimbărilor potențiale clientului, pentru că majoritatea celor care duc la cursuri ei învață strategii, dar nu înțeleg procesul din interior. Deci, dacă ei nu o să învețe baza psihologiei, mai departe să fie mai mult barbaraie în cazul consultațiilor. Schimbarea are loc în tempou diferențiat de la om la om, în dependență de mulți factori. Potrivit proiectului de lege, psihologii cu drept de liberă practică și pot stabili tarifele pentru servicii în baza unui plafon aprobat de Consiliul Național al Psihologilor, iar în cazul în care vor comite abateri, vor fi sancționați. Proiectul de lege urmează a fi dezbătut și votat în Parlament. O organizație neguvernamentală din Republica Moldova promovează antreprenoriatul social, sprijinind dezvoltarea afacerilor mici prin inițiative inovative și traininguri specializate. Recent a fost lansată o campanie ce încurajează inițiativele economice sustenabile și incluziunea socială în comunitățile vulnerabile. Ludmila Malcoci, directoarea executivă a Keystone Moldova, invitată la Salutare Națiune, a vorbit despre diferența dintre antreprenoriat și antreprenoriatul social. Antreprenoriatul social, unica deosebire, să spunem așa, de antreprenoriat, este faptul că tot profitul, deci pe care îl obțin antreprenorii sociali, îl investesc în comunitate. Uh-huh. Deci, antreprenoriat social, de atât așa ați văzut, deci mesajul campaniei noastre este adresat comunității, pentru că sursele financiare care provin din antreprenoriat social pot fi utilizate la soluționarea multor probleme comunitare, probleme sociale, probleme care țin de grupurile vulnerabile și așa mai departe. O altă latură a antreprenoriatului social e că întreprinderile de inserție pot fi dezvoltate în cadrul întreprinderilor economice și ONG-urilor. Obiectivul lor este ca 30% din angajați fie din mediul persoanelor vulnerabile, în special vorbim despre tineri neangajați în câmpul muncii, vorbim despre persoane cu dizabilități, vorbim despre femei neangajate în câmpul muncii, în special după concediu de maternitate și așa mai departe.
Întreprinderile sociale din Republica Moldova nu beneficiază de facilități fiscale, a afirmat Ludmila Malcuci. Asta este una din problemele de bază cu care ne confruntăm acum și care încercăm într-un fel să promovăm schimbarea legislației. De atât am zis că în cazul întreprinderilor sociale avem nevoie de o lege separată, lege care să pună accentul pe misiunea socială și valoarea antreprenoriatului social, așa cum este în alte țări din Europa. Keystone Moldova a împlinit recent 20 de ani de activitate, timp în care a susținut înființarea spălătoriilor și cantinelor sociale, integrarea persoanelor cu dizabilități, sprijinirea comunităților moldovenești, îngăduirea refugiaților ucraineni. Suntem mândri de fiecare parteneriat construit, de fiecare comunitate susținută și de fiecare persoană ajutată să-și reconstruiască viitorul, a afirmat Ludmila Malcuci. Continuăm cu știri externe. Comisia Europeană a aprobat la 17 iulie curent transferul unei tranșe în valoare de 4,2 miliarde de euro pentru Ucraina, țară aflată în război. Suma de bani face parte din ajutorul macrofinanciar de 50 de miliarde de euro, care va ajunge la statul vecin până în anul 2027. În acest moment critic al luptei țării împotriva agresiunii Rusiei, UE rămâne cel mai mare donator internațional al Ucrainei. Vom oferi până la 50 de miliarde de euro prin mecanismul european pentru Ucraina până în 2027 pentru a sprijini stabilitatea macrofinanciară, redresarea și reformele. A declarat ministrul belgian al finanțelor. La rândul său, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Vladimir Putin nu a reușit să dezbine Europa și le-a mulțumit pentru fiecare viață salvată prin sprijinul oferit celor aproape 50 de lideri care au participat la summitul Comunității Politice Europene. Ucraina va primi până la 50 de miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi pentru perioada 2024-2027 în cadrul Mecanismului European pentru Ucraina. Mecanismul sprijină eforturile Ucrainei de a susține stabilitatea macrofinanciară, promovare, redresarea pe termen scurt, precum și de a reconstrui și de a moderniza țara, în timp ce implementează reforme structurale cheie. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colegul meu, Octav Tarlapan. Ne revedem luni la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând! Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.